Formațiunea veteranilor este condusă de primul ministru al apărării, generalul de divizie Ion Costa. Slavă veteranilor forțelor armate! Slavă apărătorilor patriei! Prin fața tribunii trece formațiunea de ofițeri ai Ministerului Apărării, condusă de comandantul forțelor terestre, participant la luptele pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova, cavaler al Ordinului Credință Patriei, generalul de brigadă Igor Cutie. În pas cadențat, formațiunea brigăzii de infanterie motorizată Ștefan cel Mare, creată în baza contingentului care a activat în timpul conflictului armat de platoul Coșnița. Astăzi această unitate e considerată una dintre cele mai bune structuri ale Armatei Naționale. Brigada este condusă de colonelul Oleg Ciulcov, cavaler al Ordinului Credință Patriei. Prin piața Marii Adunări Naționale trec în pas cadențat militarii batalionului de gardă, condus de către locotenent colonelul Dumitru Mudrenco, decorat cu medalia pentru vitejie. Efectivul acestei unități militare asigură desfășurarea tuturor activităților protocolare de stat. Prin piața Marii Adunări Naționale defilează militarii batalionului 22 de menținere a păcii Căști Albastre, comandat de majorul Roman Ceban. Deși este una dintre cele mai tinere unități ale Armatei Naționale, cadrele militare ale acestui batalion au fost prezente în toate teatrele de operații în care Republica Moldova a participat. Printre primii comandanți ai acestei unități e și actualul ministru al apărării, general de brigadă în rezervă, Vitalie Marinuță. Forță și onoare în aer și pe pământ. Acesta este sloganul efectivului batalionului cu destinație specială Fulger al Armatei Naționale, comandat de majorul Radu Burtuza. Unitatea este destinată pentru efectuarea acțiunilor de cercetare speciale, parașutarea în spatele inamicului și îndeplinirea misiunilor speciale. În piața Marii Adunări Naționale, în pas cadențat, militarii frontierii Serviciului Grăniceri al Republicii Moldova, care asigură supravegherea și controlul frontierei de stat. Pentru îndeplinirea cu succes a misiunilor încredințate, curaj și devotament, 25 de militari ai Serviciului Grăniceri au fost decorați cu Ordinul Credință Patrie. În fruntea formațiunii se află locotenent colonelul Oleg Grigoraș, unul dintre cei mai experimentați oficieri ai Serviciului Grăniceri. Piața Marii Adunări Naționale este străbătută de studenții Academiei de Poliție Ștefan cel Mare. În fruntea formațiunii se află majorul de poliție Genadie Moraru. Academia pregătește cadre de ofițeri cu calificare juridică superioară pentru toate subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne. În pas cadențat, formațiunea Liceului de Cadeți Sfântul Gheorghe din cadrul Academiei de Poliție Ștefan cel Mare. Comandant, locotenent colonelul de poliție Ion Coroi. Programele speciale de studii ale liceului asigură o pregătire teoretică fundamentală și o pregătire, formarea unei culturi generale ample. În pas cadențat, efectivul brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger. Comandant, cavalerul Ordinului Ștefan cel Mare, colonel de poliție Ion Țurcan. Brigada intervine prin metode și mijloace specifice în
cazul săvârșirii unor infracțiuni grave, ci pentru capturarea sau neutralizarea infractorilor deosebit de periculoși. Militarii trupelor de carabineri care trec acum cu pas cadențat prin piața Marii Adunări Naționale sunt dedicați cu trup și suflet menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice. Pentru apărarea integrității și suveranității Republicii Moldova, 16 carabineri au fost decorați cu distincții de stat. Trupele de carabineri, fiind o structură subordonată Ministerului Afacerilor Interne, trec astăzi printr-un amplu proces de reformare care are drept scop profesionalizarea instituției. Încheie parada trupelor studenții Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, comandant colonelul Mihai Bucliș, cavaler al Ordinului Credință Patriei. Pe parcursul celor 20 de ani de existență, Academia a pregătit peste 1200 de ofițeri pentru toate componentele forțelor armate. Piața Marii Adunări Naționale își face acum apariția tehnica militară aflată în dotarea unităților armatei naționale. 65 de unități de tehnică și sisteme de armament folosite de trupele de infanterie, artilerie, apărare antiaeriană, forțele de menținere a păcii și cele speciale vor fi prezentate în premieră publicului larg. În fruntea coloanei de tehnică militară se află locotenent colonelul Alexandru Zviagin, comandantul comandamentului logistic. Își face acum apariția tehnica militară din dotarea unităților de infanterie, transportorul anfibiu blindat BTR 80, dotat cu mitraliere de calibru mare. Echipajul mașinii poate lupta eficient în orice condiții. Thank you.
Următorul grup de tehnică este utilizat de militarii Batalionului de Geniu Codru, unitate decorată cu Ordinul Credință Patriei. Pe parcursul celor 20 de ani de existență a armatei, militarii Batalionului au dezamorsat pe teritoriul Republicii peste 20.000 de obiecte explozive, țara noastră devenind prima din spațiul CSI care a lichidat toate câmpurile de mine rămase după un conflict militar. Geniștii au fost prezenți și în toate cele 6 contingente ale Armatei Naționale, participante la operațiunea post-conflict de reconstrucție a Irakului. Geniștii moldoveni au lichidat pe teritoriul Irakului circa 500.000 de obiecte explozive. Piața Marii Adunări Naționale este traversată de grupul de tehnică militară aflat în dotarea trupelor de cercetare. Automobilele model M1009 sunt predestinate pentru transportarea trupelor mobile implicate în îndeplinirea misiunilor speciale sau a trupelor care au în dotare diferite modele de armament. Mitraliera DŞK, aruncător de grenade pe afet SPG-9, aruncător de bombe necesare pentru nimicirea tehnicii blindate și a adversarilor. Piață se deplasează grupul de tehnică cu semiremorcă care transportează modelul mașinii de luptă a desantului BMW și aruncătorul autopropulsat Nona. Blindata BMW este destinată pentru transportarea unui grup parașutat și ducerea acțiunilor lui de luptă, fiind dotată cu tun grob, mitraliere și instalație de rachete antiaeriene dirijate. Aruncătorul autopropulsat Nona este destinat pentru nimicirea adversarilor și a dispozitivelor explozive, precum și pentru distrugerea tancurilor și blindatelor.